Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată care sunt subiectele zilei. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a solicitat diverse sume de bani de la persoane care își doreau să obțină locuințe sociale sau anele. Omul le promitea celor înșelați care influență în administrația publică locală. Se dă startul programelor Rabla Classic și Rabla Plus. Cei care vor să-și schimbe mașina și să beneficieze și de voucherul de la stat trebuie să se înscrie până joi inclusiv. Suma pusă la bătaie într-o primă tranșă este de 350 de milioane de lei. O mașină a luat foc pe DN1 între Săcel și Săliște. Intervenția promptă a pompierilor a făcut să nu existe victime. Compartimentul motor al autoturismului ars însă în totalitate. Șoferi certați cu legea se găsesc pe toate drumurile, însă mulți dintre ei parcă s-au adunat la Sibiu. Polițiștii rutieri au întocmit două dosare penale. În unul din cazuri, persoana cercetată are 4 capete de acuzare. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a solicitat diverse sume de bani de la persoane care își doreau să obțină locuințe sociale sau anele. Omul le promitea celor înșelați că are influență în administrația publică locală. Un sibian este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență după ce ar fi promis mai multor persoane faptul că le poate facilita obținerea unor contracte de prestări servicii, locuințe sociale sau alte favoruri din partea administrației locale. Bărbatul a fost reținut în urma unei percheziții domiciliare. La audiere au fost aduse însă 10 persoane. Sibianul este cercetat pentru trafic de influență și cumpărare de influență. Din ianuarie 2018 și până în aprilie 2019, individul a obținut de la victime sume cuprinse între 1.000 și 15.000 de euro. Prejudiciul total este estimat la 30.000 de euro. Persoanei căreia sibianul i-a solicitat 15.000 de euro, bărbatul ar fi trebuit să-i faciliteze obținerea unui spațiu comercial în centrul Sibiului. Surse din cadrul anchetat spun că bărbatul este recidivist. Se dă startul programelor Rabla Classic și Rabla Plus. Cei care vor să-și schimbe mașina și să beneficieze și de voucherul de la stat trebuie să se înscrie până joi inclusiv. Suma pusă la bătaie într-o primă tranșă este de 350 de milioane de lei. Vești bune pentru cei care vor să-și schimbe mașina în această perioadă. S-a lansat cea de 15-a ediție a programului Rabla Classic, așa că cei care visează la un autoturism nou au la dispoziție 35.000 de vouchere pentru care se pot înscrie începând de vineri. Suma alocată în prima instanță este de 350 de milioane de lei, însă există discuții pentru dublarea acesteia până la finele acestui an. În ceea ce privește programul Rabla Plus, acesta a ajuns deja la ediția cu numărul 4 și are un buget de 93 de milioane de lei. Prima decasare va rămâne la valoarea de 6.500 de lei. Aceasta poate fi cumulată cu ecobonusurile oferite pentru tipul de motorizare pentru care se optează. Cei mai mulți bani îi primesc în continuare cei care achiziționează mașini electrice. În cazul acestora, ecobonusul este de 10.000 de euro. O mașină a luat foc pe DN1 între Săcel și Săliște. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut să nu existe victime. Compartimentul motor al autoturismului a ars însă în totalitate. O mașină a luat foc din Senin pe DN1 între Săliște și Săcel. Norocul șoferului a fost că a reușit să tragă pe dreapta și să se dea jos din autoturism. La fața locului au ajuns de urgență pompierii. Incendiul se manifesta la compartimentul motor al autoturismului. Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj de pompieri pe DN1 între Săcel și Săliște pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de autoturism. Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor al autoturismului și nu s-au înregistrat victime. Pompierii spun că cel mai probabil incendiul a izbucnit de la un scurt circuit electric ars întregul compartiment motor al mașinii. Șoferi certați cu legea se găsesc pe toate drumurile, însă mulți dintre ei parcă s-au adunat la Sibiu și în cursul nopții trecute polițiștii rutieri au întocmit două dosare penale. În unul din cazuri, persoana cercetată are 4 capete de acuzare. În cursul nopții, polițiștii rutieri au depistat 2 conducători auto aflați sub influența alcoolului. Primul dintre ei a fost identificat în localitatea Rășinari. Este vorba despre un localnic depistat conducând un autovehicul având o libație alcoolică de 0,98 mg per litru alcool pur în aer expirat. Cel de-al doilea bărbat a făcut colecție de infracțiuni. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, a fost prins în Tălmaciu conducând băut fără permis un moped neînmatriculat. Pentru a înșela vigilența oamenilor legii, brașoveanul aplicase plăcuțe false de înmatriculare. Acum tânărul este cercetat penal pentru cele 4 fapte. Pentru că numărul celor care încalcă
regulile de circulație a crescut considerabil, polițiștii rutieri anunță că vor petrece tot mai mult timp în trafic organizând filtre de control rutier. Prin aceste acțiuni se încearcă depistarea și sancționarea șoferilor care comit infracțiuni înainte ca aceștia să comită adevărate tragedii. Numărul cazurilor de gripă confirmate cu laboratorul a ajuns la 16 în județul Sibiu. Asta după ce, în cursul acestei săptămâni, probele prelevate de la doi copii au fost declarate pozitive de către Institutul Cantacuzino. Numărul confirmărilor cu gripă a ajuns la 16 în județul Sibiu, după ce doi copii în vârstă de 3 ani au fost diagnosticați cu gripă de tip AH3. Pe lângă cazurile confirmate, la Sibiu au fost raportate de către medici de familie și un număr de 45 de cazuri de suspiciuni de gripă. 20% dintre cazurile menționate au fost grave, astfel că pacienții au necesitat internare și atenție deosebită din partea medicilor. Cele două cazuri confirmate cu laboratorul în această săptămână au fost pozitive pentru virusul de tip AH3. La nivel național, de-a lungul întregului sezon au fost înregistrate 10.000 de cazuri de gripă. În 195 dintre acestea, din păcate, au survenit complicații care au dus la decesul victimelor. Tot la nivel național, 145 din cazurile de deces au survenit în urma contractării formelor pandemice ale virusului gripal. După asfaltările pe zăpadă, firmele contractate de către municipalitate continuă cu lucrările de montare a pietrei cubice pe ploaie. Așa că, dacă vă întrebați de ce au loc atât de des intervenții la pavajul din centrul istoric, s-ar putea ca acesta să fie răspunsul. De mai bine de o săptămână de zile, muncitorii lucrează cu sârg la fixarea pietrei cubice în zona centrală a orașului. Pentru prinderea dalelor se folosește un amestec de nisip și ciment, pe care muncitorii îl turnau, spre exemplu, pe ploaie în cursul zilei de joi. În plus, un alt muncitor îl așeza în spațiile dintre pietre cu furtunul cu jet de apă. Mai în glumă, mai în serios, lucrările pe timp de ploaie vin să le completeze pe cele din iarnă, când se asfalta pe o ninsoare abundentă. Accident grav cu multiple victime la intrare în Jucu, județul Cluj. Au fost implicate 4 vehicule, iar cauza evenimentului rutier o reprezintă nepăstrarea distanței de siguranță. Un accident rutier grav a avut loc la intrare în localitatea clujană Jucu. Din primele informații, în incident au fost implicate 4 vehicule. Un ansamblu de vehicule tir pe fondul nepăstrării unei distanțe de siguranță a lovit din spate un autoturism pe care l-a proiectat în autoturismul care circula în față. Acesta a fost la rândul său proiectat pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Un conducător auto a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, alte 3 persoane primind îngrijiri la fața locului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc accidentul. Cele mai frumoase bijuterii pe 4 roți vor fi expuse la retroparada primăverii de la Alba Iulia. Evenimentul va avea loc sâmbătă între orele 10 și 14. Ediția 2019 a retroparadei primăverii va avea loc la Alba Iulia, sâmbătă 13 aprilie, pe platoul obeliscului lui Horea din cetatea Alba Carolina. Expoziția va fi deschisă între orele 10 și 14. Evenimentul își propune să reunească posesorii și pasionații de automobile și motociclete de epocă. Pot participa autovehicule cu vechime mai mare de 30 de ani, cu sau fără atestat istoric, aflate în stare bună. Retroparada primăverii este organizată de Retromobil Club România, iar activitatea de peste 2 decenii a clubului se constituie într-un demers cultural de instruire a noii generații cu privire la istoria autovehiculelor. România se află în topul primelor 10 țări din Europa care au introdus automobilul și a 6-a țară în care s-au organizat curse de automobile. Percheziții pentru evaziune fiscală la firmă din județul Mureș. Un patron este bănuit că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 500.000 de lei. Polițiștii de investigare a criminalității economice din Mureș au efectuat 25 de percheziții pe raza județului la sedii de firmă și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Din cercetări a rezultat faptul că în perioada 2014-2018, reprezentantul unei firme din Mureș, având ca obiect de activitate închirieri utilaje de construcții, a stabilit relații comerciale fictive cu 11 firme de tip fantomă, 10 din județul Mureș și una din Ungaria. În urma activităților, a înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real. Astfel, a beneficiat de deduceri fiscale ilegale, prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1.500.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente și alte obiecte cu valoare probatorie, precum și unități de stocare date,
fiind puse în executare două mandate de aducere. Cadavrul unui bărbat a fost scos din lacul tăbăcăriei din Constanța. Se pare că omul în vârstă de 68 de ani a vrut să-și pună capăt zilelor. Pompierii ISU Dobrogea au fost alertați de trecători asupra prezenței unui cadavru în lacul din Parcul Tăbăcărie, în apropierea satului de vacanță. Echipele de salvatori, formate din 5 scafandri, au ajuns la locul faptei și au scos din lac trupul unui bărbat decedat. Se pare că bărbatul, în vârstă de 68 de ani, plecase de acasă miercuri dimineață. Nu sunt suspiciuni de omor. Cel mai probabil, bărbatul a vrut să-și pună capăt zilelor. Muzica poate influența gustul brânzei. Acest lucru a fost demonstrat științific de către specialiștii unei universități din Elveția. Brânza expusă la muzică în timpul procesului de maturare capătă un gust mai puternic, arată un studiu realizat la Universitatea de Arte din Berna, Elveția. 8 tipuri de brânzeturi au fost supuse maturării, având pe fundal diferite stiluri muzicale pentru o perioadă de 6 luni și jumătate. După încheierea acestui proces, brânzeturile au fost supuse unei analize senzoriale efectuate de tehnicieni alimentari. Aceștia au oferit mostrele unui juriu de specialiști culinari care le-au savurat în cadrul unui test în orb. Rezultatele au arătat că brânza care fusese expusă la muzică avea o savoare aparte comparativ cu cele care nu au fost maturate astfel. În plus, aromele brânzeturilor erau diferite în funcție de genurile muzicale la care au fost expuse în timpul procesului de maturare. De asemenea, produsele expuse la muzica hip-hop aveau o aromă mai puternică, cu gust fructat mai pronunțat decât la alte mostre. Nicoleta Nucă lansează un nou videoclip pentru piesa Tăcerea, în colaborare cu Vescan. Videoclipul este un portret al zbuciumului din interiorul relațiilor de cuplu, ilustrat prin dansul dintre un bărbat și o femeie. Dar fi cazul să-ți amintești că prin lucrurile simple te-am făcut să zâmbești. În lumea ta e doar un singur vinovat, eu, pentru tot ce s-a întâmplat mereu. Imaginația ta e arta când începe cearta, dar nu tot ce trece prin minte e realitatea. Adevărul e cum fac de capul alta, da, o cheamă paranoia. Un nou clip marca Nicoleta Nucă se adaugă pieței muzicale românești, o colaborare cu rapperul Vescan, care portretizează o etapă chinuitoare din relațiile de dragoste. Nicoleta Nucă este născută la Chișinău și a început să cânte de la vârsta de 9 ani. A câștigat o serie de premii la festivalul muzicale din Republica Moldova, iar în România a debutat în 2015 cu piesa Nu sunt. A urmat Adevăr sau minciună, featuring Cabron, Inima mea, Castele de nisip și N-am pierdut nimic. Vescan, pe numele complet Daniel Leonard Vescan, este din Cluj și a debutat alături de trupa Revers, continuând apoi ca artist solo. A mai colaborat cu artiști precum Camuflaj, Andea Dimitriu, Melina, Mira și Alina Eremia. Anul acesta, Vescan va lansa albumul Muzică sau Nebunie. O apreciez de mult timp pe Nicoleta și mereu am știut că vocile noastre se potrivesc perfect. La capitolul Feeling, piesa are ceva special de la prima notă, am participat cu mare drag la ea alături de Nicoleta, Dorian Osvin și Anastasia Sandu și într-un final, din multe idei, a ieșit Tăcerea. Piesa surprinde un moment cu multe semne de întrebare și reproșuri dintr-un cuplu, momentul acela în care căutăm vinovați și explicații și nu rezolvarea problemelor. Sunt foarte încântat de această colaborare și abia aștept să ajungă în casele și inimile voastre, a spus Vescan. Mi-am aruncat în aer zidurile, iubirea ta îmi taie aripile, simt tu pentru ce? Dar și tăcerea e un răspuns. Azi îmi arăți ce nu mi-ai spus. Ai fi erou dacă ai putea să recunoști că-i vina ta. Dar și tăcerea e un răspuns. Dar și tăcerea e un răspuns. Azi îmi arăți ce nu mi-ai spus.
aceste foștirile, nu uitați, dacă sunteți martorii unor evenimente ce pot deveni știri, puteți trimite imagini și informații la adresa de e-mail știri@evenimentsibiu.ro. Sunt Monica Chiseliță și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. La revedere!